contrar statisticilor alarmante cu privire la scăderea numărului de copii cuprinși în sistemul de învățământ în județul Hunedoara, numărul acestora a crescut față de anul trecut. Constituirea de noi creșe și grădinițe în tot mai multe comunități hunedorene este unul dintre factorii care i-a determinat pe părinți să-și înscrie copiii în noile unități de educație timpurie. Dar cel mai important factor este întoarcerea hunedorenilor acasă, declară reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. În acest an o să avem mai mulți elevi decât în anul școlar anterior. Oricum, cifrele se situează între 52.000 și 53.000 de elevi. Am avut foarte multe cazuri de părinți care s-au întors din străinătate și au solicitat înscrierea copiilor la școală, la grădiniță, un lucru care ne bucură foarte mult. Totodată, un alt factor este faptul că am preluat creșele și cu sprijinul primăriilor și a consiliilor locale, să știți că în județ s-au pus în funcțiune unități noi de creșă, unde, sigur că sunt primiți copiii înscriși de părinți.